Și Marte se iau încă tare, una pe cealaltă, se împușcă, dar se și iubesc în același timp. Și este bine. Recuperări. Bun. Să n-avem vorba. Da. Da. Bună dimineața. O zi a recuperărilor. Scorpion, se poate să apară cineva în viața voastră și să vreți să vă sincronizați, să vă meargă bine împreună. Săgetător, călătorul este aprofundat niște studii, poate dați să spus un pasiv în vieților noastre, un doctorat, Capricorn. Niște bani pe care trebuia să-i dați mai demult și abia acum încercă pe niște lucrurile știință, îi puteți încasa. Scorpător, se poate să vină ceva care să vă umple contul sau să dați bani de la bancă pentru că vi s-a aprobat un credit. Deci, o problemă de familie și care în cer să rezolvați și o să aveți un bon și lucru pe cei ca să-i aflați fără reacție căruia. Perfect, o să puteți să dați o scurtă vacanță și să vă refaceți turnusul de altă dată, poate un city break sau o să recuperați niște bani și o să vă mai trebuie și alte lucruri foarte vesele pe care le faceți în mod obișnuit. Gemeni, o să vă puteți reapuca de undele zicile mai vechi și să găsiți și o companie care să vă ține somnul așa ca să fie confortabil. Rac, se poate să se întoarcă cineva care a fost plecat o vreme și o să fixați noi reguli de conviețuire pe care o să le respecte, o să le respectați fiecare așa cu strictețe. Leu, o persoană tânără alege să fie cât mai des în preajma voastră, poate pentru că intuiește un potențial de relație sentimentală. Fecioara, se poate să pregătiți camera de mușapii și să aranjați totul pentru prietenii sau rudele care vor să stea câteva zile la voi. Balanța, o să le faceți pe plac copiilor, îi duceți în parc în locurile preferate și o să le împliniți un gust, o să fie distracție, nu glumă. O zi a recuperărilor. Andreea, hai! Ne mulțumim! Pentru al șaselea an la rând, Michael Jackson conduce un topopor sau veniturilor încă generate de celebrități care nu mai sunt printre noi. Averea celui care a supărat regele muzicii pop a trecut de 400 de milioane de dolari în ultimul an, în bună măsură, ca urmare a veselia Slaper, pe care o deținea Michael Jackson, în data muzică EMI. Al doilea în top este regele rock'n'roll-ului Elvis Presley cu 40 de milioane de dolari, urmat de fostul jucător de golf Arnold Palmer cu 35 de milioane. Zia cum e? De pe urma morților. Cum mai morți? Nu se întâmplă asta, dar e logic. Dar se spune de morți, nu mai de bine. Hai să fim serioși. Corect. Până la urmă, dacă stai să te gândești, omul acela, oricare, orice artist, a creat până la un punct. După aceea s-a săvârșit din viața asta, normal. N-a mai avut creații ulterioare. Și atunci, sigur că, restrângându-se la cât a creat toată opera lui, acea operă
crește ca valoare. Nu? E logic, e normal până la urmă. Auzisem la un moment dat, era o emisiune pe un post de radio despre Dinu Lipati și despre un demers pe care doi muzicieni l-au făcut și au au luat toată opera lui Dinu Lipati și au creat un spectacol cu tot ce nu se știe despre Dinu Lipati, ce a compus Dinu Lipati. N-am știut, că n-am studiat niciodată biografia lui Dinu Lipati, că a trăit 33 de ani. Într-o viață foarte scurtă, omul acesta a creat foarte mult până la urmă, știi? Și atunci asigur că e valoros tot ce ține de creația cuiva. Și chiar spuneau muzicienii respectivi acolo în acea emisiune că dacă ar fi trăit mai mult, probabil că ar fi ajuns la performanțele artistice și la capodoperele lui George Genescu, da. Interesant, adică e foarte interesant să afli lucruri despre oamenii care ar trebui să ne celebrăm și să ne respectăm mult mai tare artiștii. Cam același lucru și cu Ciprian Părumbescu, care tot de vreme s-a stins. Cam același lucru la Ciprian Părumbescu. Ciprian Părumbescu, exact, dar aceeași poveste. Și mulți, foarte mulți artiști pe care îi uităm, din păcate. Astăzi avem o situație care nu e prea plăcută pe sud și pe est.